Suntem la ștrand. Da. Toată lumea așteaptă deschiderea. Astăzi trebuia să fie deschis după... Nu trebuia să fie, am spus, am dat un termen. Din discuțiile care le-am avut cu constructorul, care în garanție execută aceste lucrări de revopsire a bazinelor, practic se revopsește a patra oră bazinul. Noi am cerut lucrări de calitate, nu putem să semnăm recepția finală la 3 ani de la terminarea lucrării dacă lucrurile nu sunt în regulă. În unele zone vopseaua de pe pereții bazinului s-a scorojit, am cerut constructorului să facă acest lucru. Ar fi putut face în primăvara asta această lucrare, dar tot timpul, cele 6-7 săptămâni de ploi care au urmat din aprilie și toată luna mai, au oprit constructorul în a vopsi mai repede bazinele. Bazinele, după cum vedeți, sunt vopsite, am dat drumul la apă în bazine. Dacă totul merge, dacă toate lucrurile sunt în regulă, cred că vineri, în weekendul ăsta, cu siguranță vom deschide. Deci, în acest weekend, îi invit pe bisericea la ștrand, că dacă nu se mai întâmplă nimic, și eu sper să nu se întâmple nimic, dar întotdeauna există un dacă, vor putea să se bucure de ștrandul municipal.